Avem o expresie în limba engleză care sună așa cum îi spune, suck it up. Suck it up. Just suck it up. Am spus suck it up. I don't know how you say that in Romanian. How do you say that in Romanian? Suck it up. N-avem o traducere exactă a cuvântului, dar înseamnă e vremea să crești. Maturizează-te. Maturizează-te. 5-6. Okay. Let me tell them that story of the old man. Am fost în Otenia cu un grup de doctori și am făcut acolo clinică medicală și a venit un om bătrân, peste 90 de ani. Doamna doctor consulta, dădea ochelari, dădea medicamente și bătrânul a venit să se plimbe de ceva. Și se plângea și se plângea și se plângea că la vârsta de 90 de ani nu știu ce îl doare și tot cerea medicamente. Și doamna doctor îi spune bătrânului de 90 de ani, zice, domnule, e vremea să te maturizezi. La 90 de ani trebuie să te maturizezi. Așa e cu ăsta. Ok. Sau să crești mare. Good. These are things that happen to us. Sunt lucruri care ni se întâmplă. When something like this happened to you, când ceva se întâmplă, just raise your hand, okay? Da. So I see, I know deci what happened to you. Vă spun lucrul acesta. Dacă vi s-a întâmplat, anybody been hurt? A fost cineva rănit până acum? Yes, yes, yes. Nici minciuna acum, okay. Okay, offended? A fost cineva ofensat, jignit? Betrayed? A fost cineva dezamăgit? Disappointed? Pentru Pedro says I see that here. Pentru Pedro says I see that. Yes, yes, yes. Abused. Abandoned. Illness. And everything else. Yes. Okay. C'est la vie. Așa e viața. Imparerò, c'est la vie. Așa este. And we have choices to make. Noi putem să facem alegeri. I'm a strain in Romania. Sunt străin în România. And I don't always understand the culture. Și nu întotdeauna înțeleg cultura voastră. And every year I have a wonderful opportunity to be offended. Și în fiecare an am ocazia minunată să fiu jignit. Yeah. And if I were in a church, I'd be so offended I'd want to leave the church. Dacă aș fi în biserică, într-o biserică locală undeva, aș avea ocazia să plec din biserica aceea. Because somebody didn't treat me right. Pentru că cineva nu m-a tratat cum trebuie. They treat me with disrespect. Nu mi-au dat respectul care trebuie. They treat me like garbage. M-au tratat ca un gunoi. To nu contează. To nimic. And that hurts. Ca să te rănește. But I have a choice to make. Pot să fac o alegere. And you have a choice to make. Și voi puteți alege. We're having a good time today. Avem un timp extraordinar astăzi. Because every one of us has great potential. Pentru că fiecare dintre noi are un potențial. And unforgiveness will block your potential. Și neiertarea îți blochează potențialul. You may want to go forward. Vei vrea să mergi înainte. But here's unforgiveness. Dar este un bloc de neiertare. And you can't go forward. Și nu poți să înaintezi. And so what we're doing is getting this out of the way. Deci dăm blocul acesta de neiertare la o parte. But this does not move. Dar nu se mută. You move. Tu înaintezi. Come over here. And then you go forward. Și mergi înainte. And every one of us has great potential. Fiecare dintre noi are un mare potențial. And unforgiveness is an obstacle. Neiertarea este piedica. So what to do when I'm offended? Deci ce să fac când sunt jignit? Suck it up. Să crești mare. Maturizează-te. Suck it up. Așa e viața. Mergi mai departe. People are like that. Oamenii sunt așa. Get over it. Treci peste asta. Forget it. Iartă. Go beyond. Treci dincolo. We have the expression, we have big fish to catch. Avem o expresie, avem pești mari de prins. Why should I be stuck because of a little fish? De ce să mă opresc la un peștișor mic? When I have a big fish to catch. Am un pește mare de prins. You have
a great call. Ai o chemare mare. You have a great vision. Ai o viziune extraordinară. God has come upon you by the power of the Holy Spirit. Dumnezeu a venit la tine prin puterea Duhului Sfânt. Don't let little things stop you. Nu lăsa ca lucrurile mici să te oprească. Don't let a little nail in your tire. Nu lăsa ca acel cui mic care a intrat în roată to stop your journey. Să te oprească din călătoria pe care fix it and move on. Repară pana și mergi mai departe. Fix it and move on. Repară și mergi mai departe. So I had an American brother here. Am un american aici. We have a lot of Americans here. Nu, fratele nostru, avem pe alții care au mai fost pe aici. And yet they still love us. And he was complaining about my pastor. Și se plângea de pastorul meu. He said he didn't agree with something that my pastor did. Și spunea, fratele acesta, eu nu sunt de acord cu ceea ce a făcut pastorul tău. And he was going to leave the church. Și avea de gând să plece din biserică. And are you going to leave the church? Și zice, vrei să pleci din biserică? And are you going to leave the church? Pleci din biserică. Is it because I don't agree with what he did? Pentru că nu sunt de acord cu ce a făcut pastorul. So I says, well, I don't agree what he does. Și am spus, nici eu nu sunt de acord cu ce face el. I want information. He doesn't give me information. Am nevoie de informații și el nu-mi dă informații. I'm older than him. Sunt mai bătrân. I'm more experienced than him. Am mai multă experiență. I'm bigger than him. Și sunt și mai mare decât el. And I'm also, well, never mind. Am vrut să zic, e mai deștept decât el. But I learned something. Dar am învățat ceva. Suck it up. Crește mare, lasă în urmă. Get over it. Crește mai departe. Leave it alone. Lasă singur. Because we have big fish to catch. Pentru că avem un pește mare de prins. We have a great vision. Avem o viziune. We have a great call. Avem o chemare mare. We're about the king's business. Noi suntem în slujba împăratului. And so we're going to get this unforgiveness stuff out of the way. Să dăm la o parte în iertare. Roy, have you ever been hurt? Ai fost și tu, Roy, I could be in the mental institution today. Aș putea să fiu la spitalul de nebuni astăzi. And some people who have experienced what I've experienced are in the mental institution today. Unii care au experimentat ce am experimentat și eu deja sunt la nebuni. But I decided something. Dar am decis ceva. You are not responsible for what other people do. Nu ești responsabil pentru ceea ce fac alții. You're responsible for your response. Ești responsabil pentru cum răspunzi. How you respond. Cum răspunzi la ceva. And one response that we have, un răspuns pe care l-avem, with the help of the Holy Spirit, cu ajutorul Duhului Sfânt, is to suck it up. Este să ierți și să treci mai departe. Now it's time for a pause. Acum este vremea de pauză. Okay. Luăm o pauză.